Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm, bineînțeles, cu domnul Dynamike. Da, s-a... Ok, bun. Nu știu la ce ai trebui să joc cu Dynamike. Nu cred că o să joc la... Sau cred că o să încep așa cu un gem grab. Să vă pui un meci cu Dynamike. Cum e... A, trebuia să dau pe try cineva. Am făcut las că după meciul ăsta dăm try și vedem ce și cum funcționeze. Deci, dă așa... Da, dau foarte bine, adică nici că nu am ratat tot. Nici că am dat așa bine cât trebuia să... Nu știu, frate. Păi așa ți-a dat, Dynamite. Cu o sinceritate uriașă, vă spun că pare foarte ciudat Dynamite. Pare ca Barley, dar nu-i Barley. De ce am făcut asta? Hai că l-am nimerit. Nu mă aștept să-l nimerească. Au. A, să mă duc... A, păi cine ai bă-a făcut mă? Sunt chiar și eu, dar arată foc. Păi atârziu. Domnule Onică. Dar nu, cu oricum o să pierdem. Dar eu n-am venit aici să câștig pentru că ce naiba. Unde dracu am dat? Sunt chiar așa e danată. Ce făcea Brock? Nici n-am fost atentă. Făcea ceva Brock? Eu măcar mă stăduiesc chiar dacă fac un mare căcat. Dar Brock ce dracu făcea? Eu nu contez, dar atâta timp cât eu mână echipa aia, cupem. Să vină Pem să... Nu știu cât de mult o să dureze meciul ăsta, dar știu că o să-l pierdem. Pentru că ce naiba se întâmplă aici, adică... Da. Mă rog, este primul meci la ce mă așteptam. Mamă, dar îmi place vocea lui așa de tare, frate. Bine, mie îmi place vocea cam la toți brawlerii pe care i-am. Bine, nu chiar. Nu la toți. Nu la toți pe care i-am. Dar de obicei când fac rezonul brawler, îmi place vocea lui. Dar... Nu la toți, cum spuneam. Sunt mulți brawlerii aici pe care i-am și nu îmi place vocea lor. Sau nu este una dintre fratele mele. Ia, stai să mă... Să-l întorc acum, să mă uit la el, uitați la el, ce drăguț e. Drăguț, mă rog. Nu știu cât de drăguț este un moș pitic care aruncă explozive, dar... Na. Bă, trebuie să-i cunoști totuși când... Gen, am auzit că are un canal sau ceva sub... pălărie. Bine, nu cred că chiar are modelul lui. Da, înțelegeți, așa, în teorie, are unul sub pălărie. Mă rog, hai să mai jucăm, nu știu ce să joc, nu la Bounty. Nu. Cât ai bani de găcat? Hai că păi spun că dacă îl scot acum, nu o să mi se descarce. Mi-e de filmare, nu de alta. Că așa jocul e ok, eu presupun. Hai să încerc la două, să vedem dacă reușesc să fac ceva. Dar nu cred că o să reușesc să fac mai nimic. Dar joc tu, bă, oricum. A, păi... Hai că-mi las pe... Păi, tăi,
Chiar am lovit-o pe aia. Hai că e bun. Nu mă așteptam să fie bun la două. Sau nu, de fapt, eu nu mă aștept să fie bun la solo, dar la două cred că este ok. Cum ar fi să câștigă asta pe... Ăsta l-a verificat, eu nu știu ce. Intră pe Piper. Ok, acolo. Eu, trebuia să mă dau. Aia am dat-o așa cu predict. Dar ce facem, mă? Credeam că fuge în fum. Ar fi fost și aia o chestie. Hai că am reușit la două să câștig. A, iarăși am deschis becul aici. Că eu încă sunt în vacanță la hotel și e un bec fix lângă pat. Și m-am dat cu spatele de el și l-am apăins. Gen, nu l-am spart, nu, l-am apăins numai. A. Hai că asta a fost un meci foarte frumos, totuși nu o să mai joc. Pentru că vreau să-l încerc așa pe cam tot ce pot să încerc în acest moment. Nu vreau la Sage. Așa, nu. Ce n-ai putea, dar nu. Pe Bounty să vedem. Nu cred că o să fie bun, dar noi încercăm la tot ce este posibil astăzi încercăm. Nu știu dacă să încerc și la solo, dar mai bine la solo decât la Sage. Îmi place. Îmi place, dar e numai. Nu mă așteptam să-mi placă așa mult. Hai că am dat-o pe aia. Nu de alta. Dar chiar n-am dat-o mie și nu m-a fost pe aia. Să-mi explicați și mie, vă, că eu nu știu. Hai că nici n-am uitat. Stai puțin, ia bloc lângă mine că n-am văzut asta. What the fuck? A, nici nu e... Ce dacă am făcut acolo, nu știu. Nu știu de ce îi pune aia fix în partea aia. Dar se mai întâmplă și de-astea. E că tot noi suntem bine. Adică dacă dau cu auto-aim-ul, fac un mare caca. Maca. Uu, ce naiba, mi l-a bot acolo. Mă rog, deci am câștigat și la Bounty cu el. N-am fost testat pe el, dar am câștigat, a fost șmecher. N-am înțeles ce ai spus, pentru că am dat puțin mai încet să mi se audă vocea. Puțin mai încet, e la jumate, dar pentru usulzenia de pe care o am eu, e puțin mai încet. Să încerc la solo, să dau un mare fail și după mai dau un fail mare și la... Nu, la Sage nu, fac un alt episod cu Sage. Fac un alt episod... Și joc și Sage. O să joc Sage și cu ăsta și
Mamă, și eu am o frică. Hai să facem timp. Nu știu ce. Ia așa am deschis. Hai cam. Dacă nu o să deschid toată ziua, nu că deschid, dar cum? Cucu, încercam să mă vin pe Cucu. Hai că nu mai... Hai că nici nu este live. A, ce-i faci, mă? Vrei să-ți faci ultimata sau ce stai? Bă. Hai că nici nu mi-am făcut viața face mult sau ceva. E și frică. Bă, ieși dracu de acolo. Unde dracu e? Acolo? Aolea, că murim, amândoi murim. Păi, dar cum să nu murim? Murim împreună. Ce naiba? Hai că nici n-a fost foarte rip. De ce mai sunt abonată la Zapi dacă nu mă uit? Nici că sunt abonații lui PewDiePie. Sau poate a făcut ea și episodul șmecher, că m-am uitat la câteva episoade, dar... Nu știu, frate. A, sunt abonată la atâtea canale, fraților, încât nu mă mai uit la niciun episod aproape la ce sunt abonat. Adică, mă, m-am mai uit la așa, când din când în când. Mă rog, o să întâlnesc acest episod, pentru că a început Mădălin live-ul. Și ceea ce... Bine, aș putea să continui să joc, poate pic cu el, dar cum să pic cu el, eu nu știu. Și oricum, cine mai fac nervi, mai bine, nu. Deci, o să joc Sage în alt episod. What the fuck, am crezut cum a strigat un copil, nu știu ce. Am auzenii. Mă, deci ne auzim la un nou episod. În care o să joc Sage cu Dynamite, să văd dacă e ok sau nu e ok.